sunt condițiile? Nu se văd. Nu se văd condițiile. Condițiile sunt bune. Sunt bune la noi, aici. Vorba în piață, întrebați fetele care lucrează în piață. Știți că administrația locală vrea să facă o modernizare a pieței? Nu știam de asta. Ce părere aveți? Păi ar fi foarte bine. Poate ar veni mai mulți producători, ar veni... Ar fi mai bine pentru toată lumea. Iarna nu vindem, doar nu perioada verii, atât. De ce nu vindeți iarna? Păi nu avem condiții. Ne-au făcut de bea anul trecut căsuțile astea și n-ai cum să-ți expui marfa pe așa ceva. Deci n-ai cum să stai, nu-i în căldură, nu este nimic. Am înțeles. Sunt date în chirie căsuțele astea? Da, plătim zilnic. Cât plătiți? 16 lei. Pentru căsuță și pentru expunere aici? Și pentru expunere pe metru pătrat, dar noi nu plătim metru pătrat aici din cauza că nu avem cum expune marfa în căsuță. Și intri la un loc, 16 lei zilnic cu tot ce este. Considerați că trebuie modernizată piața asta dumneavoastră? Normal. Normal că trebuie. Nu avem condiții. Îmi plouă apa până la ouă piciorului. N-ai copertină, nu-ți dă voie să atașezi nimic de chioș, să-ți faci o copertină, ceva. Deci ce vedeți, să improvizați ca să nu bată soarele marfă, să o păstrăm cât de cât. Deci înăuntru nu se poate nimic expune, nu se vede nimic, vă dați seama. Am înțeles. Oameni din comunele din jur, de la Tașca, de la Bicazul Ardelean, de la Tarcău, care să vină aici în piață să-și vândă produsele lor, dar nu, sunt? Acum, mai nu. Sunt? De nu. Când nu mai vin? De mulți ani, cred că sunt vreo 15 ani, de când nu mai apărut niciun producător în piață la Bicazul. De ce? Nu se vinde. Majoritatea sunt numai pensionari, pensiile sunt mici. Și nu, producătorul nu stă cu o mașină de marfă 3 săptămâni ca să poată să-și vândă marfa. Deci producătorul nu vin de foarte mult timp. Ce suntem noi, ne trăim așa pe românești de azi pe mâine. Că vânzare nu-i, să știți. Vânzare nu-i, condiții nu-s, asta e, facem și noi cum putem. Da, ați fost invitați cei care vindeți aici în piață la discuția de astăzi de la ora 14, inițiată de primărie? Nu. Pentru soluții. Dar niciodată nu ne întreabă, suntem doar două femei în toată piața, ceilalți au magazine. Cine ne întreabă pe noi? Cine ne bagă pe noi în seamă să ne întrebe ceva? Sub nicio formă, nu ne întreabă nimeni nimic. Fiecare... Un consiliu de administrație a primăriei acolo, ei discută, ei aprobă și aplică legea încoace. Deci noi nu avem niciun cuvânt de spus. Nu ne-a întrebat niciodată nimeni nimic. Și când s-au făcut căsuțile astea, nu a întrebat pe nimeni cum să le facem, cum ar fi mai bine să-i expunem, să facem. Le-au făcut după cum au crezut ei de cuvință. Deci într-un an de zile, în ce perioadă stați dumneavoastră în piața aici să vine? Începând din mai, de la jumătatea lui mai, până la sfârșitul septembrie, începutul octombrie. În funcție de cât ține vremea. Exact. Nu? Exact. În rest, stăm acasă pentru că n-avem... N-ai. Mai faceți și altceva pentru venitul necesar în afară de... Nu. Așteptăm ajutor străin, petrivați unii nepoții. Și pe timpul iernii ce faceți? Păi de la ei așteptăm. Nu aveți activitate? Nu, n-avem cum. Dar aici îngheață totul. Știți de întâlnirea organizată de primarul de Bicaz pentru astăzi la ora 14? Nu. Cu producători din oraș? Da, dar noi nu suntem producători. Noi suntem PFE. Am înțeles. Chiria pe care o plătiți? 16 lei. 16 lei pe zi, da? Electricitate aveți în căsuțele astea? Ce vorbiți de electricitate, doamnă dragă? Păi vedeți, nici măcar sticlă nu e aici ca să le poți deschide astea să stai cu sticlă, cu geam. Pui iarna o butelie, ceva cu arzător de asta, te încălzești, dar nu-i nimic. Deci, și nu-i deloc practică. Când plouă, plouă pe ele. Deci, pe construcția lor, nu-i. Plouă pe obloane.